În doar câteva minute, secția de procurori din cadrul CSM ar putea da încă o lovitură grea Laurei Codruța-Chioveși. Plenul va lua în discuție solicitarea de revocare din funcție din cadrul DNA a omului de încredere al fostei șefe de la Direcția Națională Anticorupție, Gheorghe Popovici, iar motivele sunt unele foarte grave. Despre ce este vorba mai exact, ne spune colega noastră Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Da, bună dimineața, din nou bun găsit tuturor, ori 8 și un sfert, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să înceapă secția de procuror. Puncte destul de importante astăzi. Pe ordinea de zi se discută așadar această solicitare a lui Călin Nistor, adjunctul interimarul de la Direcția Națională Anticorupție, de revocare din funcție pentru Gheorghe Popovici. Cine este acesta? Este un procuror ce mai bine de 6 ani de zile își desfășoară activitatea aici în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, structura centrală, vine de la parchetul de pe lângă tribunalul din Tulcea, iar Călin Nistor a făcut o cerere de revocare din funcție pe motive susțin surse de exercitare cu rea credință a funcției. Pe de altă parte, însă, iată că Popovici a făcut și el o cerere de întoarcere de unde a venit, de la parchetul de pe lângă tribunalul din Tulcea. Cine este Popovici? Popovici este, sau a fost mai bine spus, până când Laura Codruța-Chioveși a fost revocată de la cârma DNA-ului, mâna sa dreaptă este cel care și-a pus semnătura pe rechizitorii extrem de importante, spre exemplu, unele rechizitorii din ANRP, dosarul lui Victor Ponta, ce iată în fața instanței a primit achitare, dosarul lui Dan Radu Rușanu, care la fel a primit achitare. Sunt rechizitorii cei poartă numele lui Gheorghe Popovici. Pe de altă parte însă, doamnelor, domnilor, e important de precizat să știți și faptul că acest individ este cercetat de către Inspecția Judiciară, acest procuror este cercetat de către Inspecția Judiciară pe motiv că a mințit o persoană că nu este supravegheată tehnic, deși acea persoană ani de zile fusese interceptată de către procurorii de la Direcția Națională Anticorupție. Au tot fost zeci de procurori care au ales să părăsească Direcția Națională Anticorupție și să se întoarcă la structurile de parchet de unde au venit, pentru că știm prea bine toate nenorocirile care au ieșit la iveală după ce Laura Codruța-Chioveși a plecat, și mai mult decât atât, aceste nenorociri au început să iasă așa rând pe rând și după revocarea procurorilor Doru Țulu și Mihaela Iorga Moraru. Și ca o paranteză, săptămâna viitoare urmează ca magistrații de la Curtea de Apel din București să se și pronunțe pe fond, e drept, în primă instanță, pe acest proces dintre Mihaela Iorga Moraru și dintre Laura Codruța-Chioveși. Vedem cum vor evolua lucrurile. Tot astăzi este important de precizat, CSM-ul urmează să dea o pronunțare extrem de importantă, și anume în ceea ce privește pe Lucian Ona de la Unitatea de Elită, Direcția Națională Anticorupție din Ploiești, și pe acel procuror Bucică, pentru că știm prea bine, au făcut pe genunchi și au instrumentat prost dosarul procuroarei Mihaela Iorga Moraru, căci despre această speță este vorba. Rămân la CSM, de îndată ce voi avea informații, voi reveni în direct înapoi la voi.